Hello, lume! Salut! Clip nou, vreau să îți arăt prima mea fotocarte. Nu știu cum m-am răbdat până acum să nu am așa ceva în colecția mea, eu fiind, nu vreau să zic nebunită, dar pasionată de poze. Și tocmai de aceea am vreo 20 de albume de poze scoase, deci poze printate, mai ales cu cei mici, pentru că sunt amintiri frumoase și sunt amintiri numai bune de avut la îndemână. Prima mea fotocarte este una pe care am reușit să o fac. Adică să o editez datorită programului ăsta, Cellebook. Este o platformă superbă. Și este exact așa cum mi-a zis persoana care m-a ajutat să editez această fotocarte. Partea cea mai grea e după ce îți alegi ceea ce vrei să faci de pe platformă, partea cea mai grea este editatul acestei fotocarte. Pentru că sunt poze, sunt pozele au fost așa și așa până când le-am ales, până când le-am aranjat. Da, asta a fost cel mai greu, aranjatul. Să-ți alegi fundal, să-ți alegi câte poze să fie pe pagină, să-ți alegi dacă pui ramă sau nu, dacă pui sticăre sau nu. O să vă arăt câteva dintre paginele acestei fotocărți pe care am reușit eu să o fac, pentru că sunt și unele poze mai personale care sunt bine de ținut pentru mine și pentru familia mea, dar am și poze care pot să ți le arăt. Deci, aceasta este fotocartea, aceasta este coperta. Am ales o copertă mai simplă. Se poate și altfel, dar știind că o să fie o fotocarte pe care o să ți-o arăt și ție, am zis că totuși să pun ceva mai care nu este așa de personal, dacă înțelegi ce vreau să zic. Deci este o așa se aude, este o copertă tare. Se poate vedea aici, și pe prima pagină se poate jongla cu editarea. Și pe prima pagină poți să te joci și să pui tot felul. Eu am ales o verde, culoarea fotocărții am ales o verde pentru că sunt multe poze din natură inspirate, nu inspirate, adică m-a dus cu gândul la natură, la ceva ce. Adică multe poze sunt mai din natură. Bun. Așa arată înăuntru. Prima pagină nu o să vă arăt. Adică nu o să ți-o arăt pentru că este una de la aniversarea băiatului. Așa este a doua. Aici este domnișoara. Deci am ales inclusiv partea aceasta care vine la poză și background-ul, iar pe partea asta am ales să arate așa aceste două poze, dar poate să arate și altfel, o să vezi mai departe. Aici suntem, îți arăt doar ce model de background am ales. Avem și așa, astea sunt comorile mele. Poza asta cred că am pus-o și pe Instagram la un moment dat cu ei. Pentru că îmi sunt foarte dragi. Păi, normal că frașca asta mea. Și aici se vede background-ul. Am încercat să jonglez. Asta vreau să o arăt așa, deci numai jumate din ea, că pe partea asta sunt poze mai personale. La fel și aici am jonglat cu background-ul, cu rama pozei, pentru că sunt tot felul de modele de ramă. Ce se pot, asta iară este personală, asta iară este alt background,
două poze foarte mari. Asta e prima dată când am mers de el pe bicicletă și aici când vreau ei să facă baie în fântâna din parc. Așa. Aici am ceva personal, mamă, deci asta îmi place la nebunie. Deci este superbă. Este pe toată pagina. Fără background, sunt ei în vacanța de la bunici. Și ce este foarte interesant este că este făcut cu telefonul. Deci pozele sunt făcute cu telefonul, în afară de câteva pe care o să le vezi aici. Și de asemenea, platforma îți trimite un mesaj, adică nu te lasă să, uite, încă un background ales pentru poze, nu te lasă să faci această fotocarte dacă nu ai, uite, astea sunt stickere alese de pus, sunt mai multe modele. Da, deci platforma nu te lasă, editorul acela, o să vă pun link în descriere, nu te lasă să... mergi mai departe cu editatul acestei fotocărți dacă sunt poze la rezoluția care nu este potrivită. Iar cred că se vor auzi și minunații mei copii. Da, aici sunt eu în toată splendoarea. Aici am ales o ramă neagră și un background al paginii diferit. Aici am ales să fie, da, fără background și fără asta. Deci ăsta este un exemplu prin care eu pot să vă zic și să vă arăt de cum poți să pui poza în pagină. Eu cred că o să mă pierd tare mult în detaliile acestui clip. Da, și uite, aici este încă un background diferit pentru fotocarte. Aceasta este toată. Cum am zis, sunt câteva poze pe care, câteva file acestei fotocărți pe care aleg să nu ți le arăt și sper să înțelegi. Dar fiindcă eu am zis că asta o să fie scurt și de fapt cred că m-am lungit tare mult, o să spun mai multe detalii pe blog, unde o să pun și poze de la, din acest album și link-uri și cred că și o ofertă. Cred. Eu sunt foarte încântată de ea. Nu știu de ce am impresia că o să revin și o să mai fac ceva de genul acesta, dar cu poze mult mai personale și pe care o să le țin pentru mine și nu o să ți le arăt. Eventual o să menționez când am făcut. Sunt o amintire foarte frumoasă și din punctul meu de vedere este ceva care nu se deteriorează în timp, fiind printate pe pagină. Este ca și cum ai lua enciclopedie din bibliotecă și te uiți pe ea și vezi cât de frumoase sunt toate. Sunt curioasă dacă tu ți-ai făcut vreo fotocarte și sunt curioasă dacă ai văzut care sunt opțiunile de pe Celebook. Să-mi spui, da?